Promoția 1957 a fostului liceu ortodox de fete din Giurgiu s-a întâlnit după 59 de ani de la absolvirea liceului. A fost un eveniment emoționant pentru toate participantele. Am venit la această întâlnire cu sufletul deschis, să-mi văd colegele, orașul văd destul de des, dar să-mi văd colegele și să simt că mai suntem încă pe băncile școlii. De fiecare dată când ne întâlnim, am un sentiment de mare bucurie. Colegele mele sunt dintre cele mai drăguțe, sunt sufletiste, țin la oraș, cu toate că și eu țin la oraș, dar am lucrat la țară, în mediul rural, am fost profesoară de franceză. O meserie pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc în continuare și sunt cu sufletul aici, lângă statuia lui Mihai Viteazu, care pe vremea noastră nu exista. Întotdeauna vederea colegelor mele, întâlnirea cu colegele mele, este un moment de mare, ca să nu zic chiar optimism, dar mă întărește. Fostele colege din promoția 1957 s-au bucurat deopotrivă de revedere. Mai multe amănunte despre acest eveniment puteți urmări în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.